Bine v-am regăsit, copii, la volumul 2 din Biblia repovestită pentru copii, Iosif și evreii în Egipt, acesta fiind volumul 2, din care astăzi vom citi povestea Iosif spune adevărul. Iosif știa că venise timpul să le spună adevărul fraților săi. Apropiați-vă de mine, le-a spus. Frații săi s-au supus, dar nu știau de ce are lacrimi în ochi. Apoi el a vorbit: sunt fratele vostru Iosif. Cu mult timp în urmă m-ați vândut ismaeliților. Dar să nu vă învinovățiți pentru ce ați făcut, a continuat Iosif. Domnul a fost cu mine. El ne-a lăsat să ne întâlnim din nou. Chiar dacă ați fost cruzi cu mine, până la urmă totul s-a rezolvat minunat. Domnul m-a lăsat să vă salvez de la înfometare pe voi și pe mulți alți oameni. Mergeți acasă și spuneți-i tatălui vostru că fiul lui este în viață și că Domnul m-a făcut stăpân peste tot Egiptul. Fraților lui Iosif nu le-a venit a-și crede urechilor. Chipurile lor s-au luminat de fericire. Au fost recunoscători fratelui lor că iertase. Iosif s-a dus prima dată la Beniamin, au plâns și s-au sărutat, apoi Iosif s-a îmbrățișat și s-a sărutat cu fiecare dintre frații lui. Nu-i mai văzuse de când era copil, așa că aveau multe să spună. S-au așezat și au vorbit cu toți mai multe ore. Noapte bună, copii! Să ne revedem cu bine și la alte povești sau poezii.